Trebuie să știți așa, că la început când Dumnezeu l-a făcut pe om, mai întâi de toate l-a făcut pe Adam. Și pentru că nu a găsit un ajutor pe potrivă, scriitorul biblic spune că în mod simbolic i-a dat un somn din care a luat una din coastele lui și a făcut-o pe Eva. A luat-o din dreptul inimii ca legătura dintre cei doi să fie bazată pe dragoste și pe respect reciproc. Că viața nu ne este presărată numai cu petale de trandafiri. Dacă vă veți iubi unul pe celălalt, dacă vă veți respecta unul pe celălalt, atunci veți trece cu ușor peste toate valurile cele sărate ale vieții. Doru și Corina au depus în fața lui Dumnezeu cel mai frumos jurământ, jurământul iubirii, ce trebuie păstrat cu sfințenie de acum și până când veți pleca din lumea aceasta.